la propunerea preotului Cilibia, ne-am hotărât să facem această troiță pentru dragostea lui Dumnezeu și credință și ne-am hotărât să o facem. La răscurciul ăsta de sate aici, între izvorări și plopi, fiindcă aici mai aruncau și farmece din așa și am hotărât să o fac ca aici. Dar am lucrat foarte mult, a fost vremea tot rea când ne apucam de lucru, tot ploua și tot așa pedeci, dar până la urmă am făcut-o și Dumnezeu ne-a ajutat și am și sfințit-o așa de frumos cu mulți preoți și potopop și doi episcopi al Banatului și al Severinului, așa frumos și oameni mulți și Dumnezeu a fost cu noi, a fost și vremea frumoasă, ne așteptam la ploaie, dar vremea a fost frumoasă, am scăpat de... Cât timp a durat construcția acestei troițe? A durat, așa, cam, să zicem așa, 20 de zile, cu toate... A trebuit să tornăm, să săpăm, să tornăm, să facem o alee, să venim cu troița, să o punem, să o vopsim, să... Mai multe, da, etape.